Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție Doctor Podcast, un podcast medical în care dezbatem subiecte medicale de interes general alături de specialiști în domeniu. Eu sunt Antoanela Curici, directorul medical Sinevo și gazda dumneavoastră și astăzi continuăm discuția despre cancerul mamar cu domnul profesor Alexandru Blidaru. Domnul profesor este medic primar chirurgie generală, medic primar oncologie medicală, medic specialist chirurgie plastică și reconstructivă, supra specializare în chirurgie și Ginecologie Oncologică. Este șeful secției de chirurgie oncologică la Institutul Oncologic profesor Alexandru Trestioreanu. Este șeful disciplinei de chirurgie oncologică din cadrul Departamentului Chirurgie UMF Carol Davila. Este membru fondator și președinte al Societății Române de Chirurgie a Sânului și Oncologie. Este membru al Colegiului Școlii Europene de Oncologie. Domnule profesor, ne pare foarte bine că vă avem astăzi din nou alături de noi pentru a discuta despre traseul pacientei de la suspiciune la tratament. Vă mulțumesc pentru invitație. Da, e un traseu greu, anevoios, rar perfect în România și chiar în lume. Să luăm, de exemplu, cazul unei paciente care a făcut un screening oportunistic, o ecografie sau mamografie, în funcție de vârstă, și rezultatul de la aceste investigații este de suspiciune cancer mamar. Unde ar trebui să meargă și cât de repede? În această situație, dacă întâmplător a făcut aceste investigații magistice într-un centru, specializat în diagnosticul și uh, eventual tratamentul cancerului mamar. Sigur i s-ar fi recomandat dacă suspiciunea era importantă, punctie biopsie. Deci dacă e o suspiciune imagistică importantă, trebuie stabilit diagnosticul de certitudine. Și acest diagnostic de certitudine se face numai analizând la microscop o probă din acea leziune. Dacă e posibil în rare cazuri, dacă e vorba de o leziune extrem de mică, care nu poate fi biopsiată, sau într-o poziție dificil de biopsiat, atunci se face biopsie chirurgicală, adică se extirpă zona. Dar, în general, funcție biopsie, pentru a stabili cu certitudine dacă într-adevăr e o suspiciune numai, e vorba de un cancer, sau dacă e vorba de o leziune benignă. Dacă, din păcate, e vorba de un cancer, atunci trebuie niște investigații aprofundate pentru pacientă care se axează în două direcții. Unu, pentru a ști dacă această boală pe care am diagnosticat-o cu certitudine prin punctie biopsie a dat modificări în altă parte în organism, ganglioni sau alte organe, și, în general, se fac investigații imagistice. A doua direcție de investigații e că nu tratăm numai un cancer, tratăm o pacientă care are un cancer. Deci, ar trebui să știm care este starea biologică a pacientei și dacă sunt modificări patologice care trebuie tratate sau care pot să impieteze asupra tratamentului. Pentru că, dacă, de exemplu, am internat acum două zile o pacientă de 80 și ceva de ani care avea nevoie de operație, care până în alta n-am putut să o operez, deși are uh, un diagnostic de cancer și are nevoie de operație, din cauza bolilor asociate care trebuie întâi tratate pentru ca apoi să poți să o operezi. Deci trebuie o analiză completă imagistică și uh, testare serologică, astfel încât plus consult uh, interdisciplinar dacă e cazul, să stabilim exact momentul T0 și care, sunt, care vor fi opțiunile de tratament. Mai mult decât consult, de multe vreme, peste tot lumea civilizată și în România, această decizie terapeutică se ia într-o comisie Comisie de indicație terapeutică, care e multidisciplinară și care reunește medici de diferite specialități, imagistică, oncologie medicală, chirurgie, radioterapie și psihologie, chiar chirurgie estetică, anestezie, medici specialiști în terapia durerii și așa mai departe, care Stabilește împreună ce e de făcut pentru uh, această pacientă. Decizia cea mai dificilă e care e primul tratament. Și înainte, dacă femeia ajungea la chirurg, era operată. Dacă ajungea la oncolog medical, făcea neapărat în tratament înainte de operație. Intervenția chirurgicală era primul lucru care se făcea. Cu excepția cazurilor foarte avansate. Dacă stadiul era foarte avansat și nu se putea face mastectomie, atunci sigur că trebuia să facă altceva înainte. Și de obicei se făcea chimioterapie. Aș vrea să vă întreb cât de multe cazuri, din ceea ce vedeți zilnic, sunt cazuri în, acest, în această situație, să spunem, stadiul 4? Din fericire, lucrul ăsta chiar s-a schimbat. S-a schimbat, frecvența acestor cazuri e mult mai mică. Deci frecvența a cazurilor foarte, foarte avansate e mult mai mică. Prin anii 90, începutul 2000 chiar, făceam în fiecare zi fotografii când făceam consultații, pentru că vedeam enormități. Foarte frecvent. Am editat și un atlas despre cancerul mamar, crezând că acele lucruri vor rămâne mărturie peste timp, pentru că așa ceva nu vom mai vedea vedem și astăzi, dar într-o proporție mult mai mică. Mult mai mică. Sunt numai cazuri local avansate, dar sunt. Dar al doilea motiv pentru care se făcea chimioterapie înainte de operație nu, e numai, nu era reprezentat numai de cazurile în care nu se putea face mastectomia, era reprezentat de cazurile în care puteam să facem mastectomie, dar am fi vrut să păstrăm sânul. Adică am fi vrut să păstrăm să facem tratament conservator, dar tumorul era cam prea mare pentru sânul care nu era mare. Și atunci, facem un și atunci se făcea chimioterapie înainte de operație, pentru a reduce dimensiunea tumorii și a putea face tratament conservator. Ăsta era al doilea motiv pentru care se făcea tratament înainte. Dar acum, lucrurile s-au schimbat radical. Dacă spui cancer, sigur spui ceva grav. Da. Dar nu spui mare lucru decât că e grav. Depinde unde e acel cancer, depinde cât de avansat și depinde ce tip de cancer. Și de asta în cancerul mamar, în afară de uh, diagnosticul de certitudine, se face așa numitul examen imunohistochimic care împarte cancerele în patru tipuri. Uh, două dintre ele, care răspund la tratament hormonal și care sunt cumva mai puțin agresive și altele care sunt deosebite e cancerul triplu negativ, așa numit care e foarte agresiv și o altă categorie HER2 care răspunde la un tratament specific și în aceste două se recomandă pentru o evoluție mult mai bună la distanță un tratament preoperator Chiar când boala e într-un stadiu puțin avansat. Paradoxal, chiar când boala e în stadiu 1 de boală, când e vorba de o tumoră până în 2 cm, se recomandă în aceste situații tratament înainte de operație, pentru că evoluția e mult mai bună dacă se face acest tratament. Asta înseamnă că avem tratament uh, chimioterapie, radioterapie, tratament chirurgical și toate astea depind de stadiul în care a fost diagnosticată tumora și tipul de tumoră ca urmare a stadializării pe baza uh, testelor imunohistochimice. Haideți să detaliem un pic. O pacientă în stadiu 1. Care ar fi indicațiile de tratament? Și să le împărțim în cele două categorii, să zicem, una mai puțin agresivă și triplu negativ, tumoră mai agresivă. Cam care ar fi tratamentul pentru aceste tipuri de paciente? Stadiul 1 înseamnă o tumoră mamară sub 2 cm. Dar depinde de ce stadiu 1. Pentru că poate să fie o tumoră sub 1 centimetru sau poate să fie o tumoră între 1 și 2 cm, deci se face distinție și aici. În general însă, dacă e vorba de o tumoră uh, în stadiu 1 și face parte din uh, tipurile imunohistochimice cu evoluție favorabilă, adică luminal A, luminal B, e vorba de intervenție chirurgicală, pe prima, e vorba de o tumoră mică, e vorba de o tumoră care poate fi operată de la început. E o operație înseamnă tratament conservator, adică extirparea tumorii cu ceva țesut mamar din jur și cu biopsie de ganglion santinel. Tratament conservator, urmat obligatoriu de radioterapie și în funcție de rezultatele de la anatomie patologică după operație, intră în discuție un tratament sistemic. Care rar în această situație înseamnă chimioterapie, și de cele mai multe ori înseamnă hormonoterapie. Există în plus niște teste genomice care pot să stabilească cu mai mare exactitate dacă o pacientă cu o boală de tip puțin agresiv chiar are nevoie de chimioterapie sau, sau nu. Și asta e un lucru important pentru că, practic, jumătate din, dintre aceste femei uh, vor fi bine tratate, cu o evoluție bună la distanță, fără să fie nevoie de chimioterapie. Modificăm tratamentul dacă pacienta are un istoric familial de cancer de sân? Mama, bunica, diagnosticate cu cancer de sân? Modificăm dacă are o mutație genetică prezent. Există tratamente specifice în aceste situații, și e vorba mai ales de cancerele agresive, așa numitele cancere triplu negative, care au nevoie de un tratament sistemic diferit, mai agresiv față de celelalte cancere. Care sunt recomandările în cazul pacientelor diagnosticate în stadiul 2? Stadiul 2 înseamnă o tumoră între 2 și 5 cm, să luăm așa modul, ceea ce E un interval destul de larg. Dacă e 2,2 cm, parcă e ceva și dacă e 4,8, parcă e cu totul altceva. Depinde și aici de imunohistochimie și dacă e un tip agresiv de boală, neapărat tratament preoperator, în tipurile HER pozitiv și în triplu negativ. Acest tratament se numește neoadjuvant. Și aș vrea să vorbesc de acest tratament neoadjuvant, care e fantastic. E fantastic pentru că are multe avantaje. În primul rând, vezi dacă tratamentul pe care îl faci e eficient sau nu. Pentru că dacă operezi pacienta, extirp tumora, păstrezi nu extirp ce ganglion e nevoie și faci tratament după aceea, nu mai știi exact. Dacă tumora a răspuns la tratament, boala a răspuns la tratament sau nu. Asigur, știi din studiile care s-au făcut înainte că astfel de tumori în această situație, în acest stadiu, răspund la tratament. Și sigur că știi dacă faci o statistică și vezi supraviețuirea la 50 ani. Dar atunci nu știi. La persoana respectivă nu știi. În timp ce dacă faci tratament preoperator, neoadjuvant, observi dacă tumora se reduce sau chiar dacă tumora dispare. De altfel, în aceste situații, în aproximativ 50% din cazuri, tumora nu numai că se reduce, nu numai că dispare, că nu se mai poate palpa, nu numai că nu se vede ecografic și mamografic, dar pe piesa operatorie, deci după ce ai făcut intervenția chirurgicală, nu se mai găsesc tumori celule maligne. Ceea ce e fantastic, pentru că știi că acel grup de paciente va evolua foarte bine pentru că a răspuns foarte bine la tratament. Și eu mă ciondăneam cu medici oncologi și ziceam, bine, voi făcând acest tratament, practic ați selectat pacientele care răspund foarte bine, care oricum ar fi răspuns foarte bine și care oricum evoluau bine. Dar lucrurile s-au schimbat în bine. Nu numai pentru aceste pacientele care răspund la tratament, dar se știe ce tratament trebuie să face în continuare la cele care nu răspund. Asta era și deci întrebarea Le ajuți la... nu numai pe cele care au răspuns, dar le ajut pe cele care nu au răspuns și știi cum să le tratezi în continuare. Cum procedăm în cazul acestor paciente care nu răspund la tratamentul neoadjuvant? Vor avea nevoie de tratament uh, postoperator pentru că e boală reziduală după tratament uh, neoadjuvant Și acest lucru îmbunătățește supraviețuirea. Și aș vrea să vă spun acum un lucru din punct de vedere al chirurgilor. Pentru că succesul ăsta, uneori fantastic, pentru că, practic, după a doua serie de, de tratament, pacienta nu mai simte tumoră. Chirurgul e pus într-o situație încurcată. Dacă nu urmărește această pacientă și o vede la sfârșitul tratamentului și e un chirurg responsabil, nu mai are ce opera. Nu mai știe unde a fost tumora. Și atunci singura lui posibilitate e fie să facă o rezecție în orb, și dacă rezultatul de după operație va fi că nu s-au mai găsit celule maligne, asta poate să însemne că boala a răspuns foarte bine la tratament, sau că rezecția n-a fost acolo unde trebuie. Și această incertitudine va rămâne. Sau să-i facă mastectomie, adică se i extirpe un sân care a avut o tumoră la care surpriza cumva plăcută a anatomopatologului va fi că nu va mai găsi celule tumorale. Când tratamentul neoadjuvant în România era mai la început, Țin minte că un coleg, pentru că tumora a răspuns foarte bine și pentru că nu mai știa ce să opereze și pentru că pe vremea aceea mastectomia era și mai răspândită decât astăzi, sigur că i-a făcut mastectomie. Nu s-au mai găsit celule maligne. Necazul care a apărut însă, că în sân s-a găsit un fibroadenom, o tumoră benignă, care sigur că nu a răspuns la chimioterapie, pentru că nu-i șade în obicei să răspundă, că el, el nu se mulțește așa de frecvent ca să fie afectat de chimioterapie. Și atunci, pacient, și atunci rezultatul a fost mastectomie cu diagnosticul de fibroadenom. Și pacienta a zis, dar poate că n-am avut niciodată cancer și că tumora pe care am avut-o a fost acest fibroadenom. Deci lucrurile sunt încurcate. Și atunci chirurgul trebuie să fie pregătit pentru succesul colegului lui, oncologul medical. Și anume, măsurile pe care trebuie să le ia e să monitorizeze evoluția și mai ales să marcheze tumora. Deci să-i pună intra, intratumoral un reper. Un reper care va fi... În cazul favorabil, singurul lucru care îi va mai spune unde a fost tumora și ce trebuie să opereze. Și ca lucrurile să fie și mai complicate, tot pentru chirurg, uneori pacientele au nu numai tumoră mamară, dar și modificări ganglionare, metastaze ganglionare, pentru că e utilă nu numai puncția în sân, dar și puncția în ganglionii de la supra. Și pentru că va face tratament, acel ganglion care era bolnav uh, poate să nu mai apară ca mărit de volum și trebuie să-l găsim. Și atunci îl clipăm și pe acela și în afară de a căuta clipul în sân și de a face rezecție, trebuie să facem ganglion santinelă și să găsim și ganglionul clipat și natural trimitem și ce am scos din axilă la radiologie. Deci e mai complicat, e mai high-tech, e mai multă imagistică, e mai multă precizie, dar rezultatul e mult mai frumos. Da, pentru că asta mă gândeam, că mergem cu toate aceste intervenții tocmai pentru a nu ajunge la mastectomie. Da, cu da, pentru că, de fapt, vrem să menținem, acolo unde se poate, cel puțin o parte din sân, ca pacienta să aibă o viață, să spune, relativ normală după această intervenție, mai ales că uh, șocul diagnosticului o va afecta pe o perioadă lungă. Vreau să vă întreb: cum afectează opțiunile de tratament statusul hormonal? Pacientă la menopauză sau înainte de menopauză, pacientă care își dorește copii? Pacientă care nu-și mai dorește copii? Sigur, depinde de uh, vârstă, statusul hormonal uh, și depinde de tipul imunohistochimic. Dacă e vorba de o boală care va răspunde la tratament hormonal, atunci tratamentul hormonal e imperios necesar. Dacă e o vorba de o boală agresivă. Uh, sigur că e vorba, e neapărat nevoie de chimioterapie. Și atunci, înainte de uh, începerea tratamentului la femeia tânără, există deja posibilitatea de uh, păstrare a fertilității. Deci, recoltarea de ovocite trebuie făcută înainte de începerea tratamentului. Sigur că și aici există încă discuții și probleme, pentru că sunt unii oncologi care au rețineri în a îngădui pacientei răgazul necesar și a îngădui să facă tratamentul pentru a se putea face relevarea. Dar cred că e un lucru important, s-a demonstrat că ă, această, acest ă, lucru nu impietează asupra evoluției la distanță, și uh, cred că o femeie care, de altfel, un om care e tratat de cancer, uh, trebuie ca în viața lui acest diagnostic și tratament să fie ca o paranteză. Să se închidă repede și bine și, cum spuneați, să revină la o viață normală. Uh, la fel și legat de fertilitate. Chiar și acum, după 2 ani, chiar după tratament hormonal, femeia respectivă poate să încerce să aibă copii și poate fi ajutată să aibă copii, și multe femei au deja copii după tratamentul hormonal și după tratamentul cancerului. Deci, lucrul ăsta se poate. De altfel, multe dintre paciente mă întreabă după operație și după tratament ce restricție am. Și sunt mirate când spun aproape niciuna. Eventual de a nu face mult efort cu mâna pe partea operată, depinde de operația respectivă, și a încerca să aveți o viață cât mai aproape de normal ca să fiți normoponderală și o viață activă. Multă lume mă întreabă de ce trebuie să mănânc. Și dacă spun că o dietă obișnuită, important să fiți normoponderală, nu prea. Înțeleg. Foarte multă lume, imediat după tratamentul cancerului mamar și nu numai, probabil, vor să-și refacă viața și mă întreabă când pot să meargă la sală. Or, soluția cea mai bună când ai avut până la 45 de ani. 90-100 de kilograme, nu te putut să rup sala pentru că sigur se vor rupe articulațiile, nu altceva. Și de ce greutatea și activitatea fizică e importantă? Pentru că sunt studii mari care arată o evoluție net favorabilă a pacientelor cu cancer mamar care sunt normoponderale față de cele care sunt supraponderale și o evoluție mult mai bună a celor care au activitate fizică decât a celor care sunt uh, sedentare. Dar altfel, o viață normală, cât mai normală din toate punctele de vedere. Iar legat de întrebarea mastectomie, aceeași dilemă, mastectomie, tratament conservator, ori de câte ori uh, se poate tratament conservator. E mai frumos mai sigur, cu o evoluție mai bună decât mastectomia. A, dacă mastectomia ar rezolva problema cancerului mamar, nici n-am mai vorbit de altceva. Nici mai... dar, dar chirurgia se schimbă, tratamentul se schimbă și lucrurile se îmbunătățesc. Care sunt recomandările pentru o pacientă care este diagnosticată cu cancer de sân, fiind însărcinată? Lucrurile sunt încurcate. Țin de uh, opțiunea pacientei, țin de vârsta sarcinii și țin de tipul de boală. Se pot face chiar și intervenții chirurgicale în această situație, se poate face tratament conservator, se poate extipa numai tumora. se pot face în anumite situații chiar uh, biopsie de ganglion, santinelă, nu intră în discuție radioterapia, iar... Uh, tratamentul sistemic oncologic poate doar în apropierea nașterii, dar nici atunci. Sau întrerupere de saci. Prognosticul este diferit la o pacientă însărcinată versus o pacientă? Inițial se spunea că e mai grav. În principiu, cu noile tratamente, nu e o mai mare diferență mie cele mai grave mi se par formele inflamatorii de boală. E așa numită mastită carcinomatoasă. Mastită înseamnă inflamație, ca apendicită, amigdalită, deci inflamație. Ea poate să fie infecțioasă, de natură infecțioasă sau de natură malignă. Formele inflamatorii sunt niște forme grave, care răspund greu la tratament, care greu ajung să fie operabile. Uneori trebuie, în afară de chimioterapie neoadjuvantă, deci preoperator, trebuie și radioterapie și abia după aceea poate se poate face în extremis, de data asta, o mastectomie de toaletă. Deci aceasta e și uh, formele de imunohistochimie uh, triplu negative care au Răspund foarte bine la tratament, dar au un potențial de recidivă și de metastazare mai mare decât uh, celelalte forme, dar la care uh, terapia sistemică se îmbunătățește. Și uh, nu numai în cancerul mamar, dar în, în, în toate formele de cancer, uh, ce s-a întâmplat în oncologia medicală e fantastic nu numai de chimioterapie, nu numai de anticorp monoclonal, dar și de imunoterapie, care au schimbat uh, viața pacientului cu, uh, cu cancer, inclusiv în, uh, în stadii avansate. De altfel, e interesant, uh, și uh, oncologii povestesc mult de asta și e foarte frumos, Efervescența de apariție și de folosirea medicamentelor noi, care inițial încep să fie folosite în stadiile avansate, eventual metastatice, apoi în stadiile avansate după operație, și apoi în stadiile puțin avansate înainte de operație, pentru că, așa cum v-am spus poți să ai și o imagine foarte clară a eficienței acelui medicament dacă îl folosești înainte de a îndepărta tumora. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase și cu siguranță că am oferit claritate pacientelor în ceea ce privește prevenția, diagnosticul și tratamentul cancerului de sân. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.